Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Oameni buni, s-a rezolvat. Da, avem rachete. Este, mă, americane. Dăm un ban, dar stăm în față. Vorba managerului Daniel. Am înțeles că scrie clar în contract: la următoarele poze de grup cu Donald Trump, românul o să stea mult mai în față, da? Nu-l mai plasează ăștia la ultima masă în ușa WC-ului. Ne-am scos, tati. Prin votul parlamentarilor, guvernul poate achiziționa, începând din acest an, 7 sisteme de rachete Patriot de la guvernul american în valoare totală de aproape 4 miliarde de dolari fără TVA. Da, fără TVA, fără offset, fără negocieri, fără nimic. Luăm tot, nu ne uităm, domne. Fregate ruginite, avioane la mâna 8-a, acum rachete de toți banii. Ne-am angajat față de oameni ăia, nu mai putem să dăm înapoi. Dăm înainte ca nebunii. Bine că n-au luat-o pe Olguța la negocieri, că picau din prima. Stricam relația cu americanski, îi lua tare tipa. Hello, mister, să știți că noi nu vă dăm mai mult de 100 de dolari și să ziceți mersi că puteam să nu vă dăm nimic. And how the ways made an extraordinary plea in favor of paid leaves here at the UN on March 8. Nu o să intru în prea multe detalii despre acest mare contract, despre această mare victorie. N-are sens, nu mai are rost, tati. Ce detalii, ce discuții, ce întrebări să mai pui când Parlamentul votează aproape în unanimitate? Reprezentanții noștri, nu? Din tot Parlamentul ăla, doar doi oameni s-au opus, iar unul s-a abținut. Ce slugi, ce slugi! Vă asigurăm, domnule ministru, că vă vom sprijini în toate aceste demersuri. Știți că nu ați avut o problemă cu noi, ați avut o problemă cu colegii dumneavoastră. Nimă nebunule, ce-i cu slugăreala asta? Aveți vreo primă de la americani? Vă monitorizează în timpul ședințelor? Vai de mine! Domnul era de la opoziție, de la PNL. Doar că l-ați auzit, opoziția s-a predat necondiționat. N-ați avut o problemă cu noi, ați avut cu colegii dumneavoastră, a adăugat deputatul liberal. Ei da, aici voiam și eu să ajung. Ați auzit ce problemă a fost săptămâna trecută, nu? Săptămâna trecută, senatorii din Comisia de Apărare nu au putut aviza raportul de achiziționare a sistemului Patriot pentru că nu au fost suficienți prezenți la ședință. Din ce a aflat Liviu Dragnea de la colegul său Nicolae Bădălău, la mijloc ar fi capcana întinsă de Serviciul de Protecție și Pază, care ar fi invitat pe senator la un poligon. Membru în comisie, Nicolae Bădălău spune însă că nu a fost la poligon și nu știe ce au făcut colegii săi. A? Deci se ceartă ăștia de câteva zile. Al de Dragnea sunt fierți, căci că i-ar fi sabotat șeful SPP. Da, ci că i-a chemat pe senatorii din Comisia de Apărare la un poligon fix în timpul ședinței. Deci ce e asta? E dintr-un film sau e pe bune? Facem, domne, o comisie de anchetă? Ci că i-a sunat șeful SPP-ului pe aia din Senat. Băieți, haideți, mă, pe la mine, da, haideți pe la poligonul de tir al SPP-ului. Am primit niște glonțe mișto, mamă, dăm și noi cu pistolul, mai vorbim, mai... Poate bem și un tulburel din zona de veselu, mi-au trimis băieții de acolo un transport special. Dar vedeți că ăsta-i secret de stat, da, să nu afle inamicul, e mai tare decât vodka, vă spun. Păi nu, că așa se face, fiind din Comisia de Apărare, îi cheamă la arme, nu? Doar știți că și pe aia din Comisia de Muncă îi mai cheamă uneori la muncă. Ce să faci? Domnul Bădălău ne-a spus că au fost invitați la poligonul de tir al SPP-ului. Sigur că, în general, nu prea cred în coincidențe. Tocmai în ziua aia, tocmai la ora aia. Putem pune în spatele prezenței la poligon lipsa de cvorum? Nu cred. Știți foarte bine că eu nu fac speculații. Nu, dar acum serios, ce-a fost asta? Despre ce e vorba? Ce sabotaj, mă, care-i faza? De ce ar sabota SPP-ul achiziția de rachete? Mă rog, alte chestii care ne depășesc. Dar sună bine, trebuie să recunoaștem. Ah, iar dacă adăugăm și vizita americanului în miez de noapte, mă, bă, film de acțiune, ce să mai... Și încă se joacă, mai avem, mă, până aflăm cine pe cine sabotează, cine ia banii, cine fuge cu gagica. Deocamdată rămânem cu o concluzie parțială a lui Liviu Dragnea. Dacă Statele Unite își mai fac probleme în ceea ce privește angajamentul României în implicarea în parteneriatul strategic dintre cele două țări, înseamnă că avem o problemă. Înseamnă că avem noi o problemă de comunicare.
Gata, domne, asta era o problemă de comunicare. Iar am dat-o în bară cu comunicarea, mama ei de comunicare. De-aia a venit americanul. A zis, bă, hau du-du-du că vă ia dracu. A, șeful, nu, șeful, niciun stres. Avem doar o mică problemă de comunicare, se rezolvă. E bun, Nea Livache, mă. Întotdeauna găsește explicații pentru toate crizele. Comunicarea e de vină. Domnul Dragnea, nu știu, zic și eu, haideți să o rezolvăm și pe asta. Să întrebăm la americani, poate au ei vreun sistem de ăsta de comunicare. Ceva ieftin așa, la 2-3 miliarde de euro, normal, la mâna a treia, a patra, la banii ăștia. Să rezolvăm problema asta a PSD-ului.